înțeles niciodată de ce gospodinele nu fac treabă de pe scaun, lucru pentru care eu personal am invitat-o pe Bella să steie. Și că faci treabă din fund. Mai relaxat așa. Păi da, bineînțeles. Facem salată de... macaron cu pui. Macaroane cu pui. Da. Și tu în momentul ăsta ai fiert pieptul de pui, da, îl toci. Ce urmează să faci cu el? Dacă ai văzut, am tocat tot. Ai tocat micuțele. Selerii, apio, castravete, ardei gras, roșu, verde și galben. Da. Am tocat și morcov și am fiertul și avem ananas. Și ananas. Și ananas tocat. Bun. Și acum toc piept de pui. Da. Și după aia le punem într-un bol împreună și punem cheddar cheese. Aha, punem brânză. Maioneză. Da. Și un pic de sare și piper. Și atât. Păi și unde sunt macaranele? Aici. Macarane, uite acolo. Le-ai fiert? Am fiert deja. Incredibil. Deci toate astea amestecate împreună cu maioneză și pa? Asta e tot? Da, da, exact. Abia aștept. Da, n-am ca niciodată salată de paste. Nicio. Cu un pic suc de ananas o să fie. Trebuie să punem și suc de ananas? Un pic. Punem. Pentru post. Pentru Mihai. Îl pun eu, te ajut eu, să te ajut și eu cu ceva. Îl pun la final, îl pun... Haideți să vă povestim pe scurt ce am înțeles noi că face invitata următoare. Se uită la tine, vorbește cu tine, identifică trauma care ție ți-a marcat copilăria și ulterior viața de adult, traumă care sapă și în relația ta cu partenerul, cu copilul tău, cu părinții, și încearcă să scoată, așa, cu un cuțit invizibil, această traumă din personalitatea și din comportamentul tău. Roxana Borz. Acolo. Este adevărat ce am spus eu, adică ce am înțeles eu, tu poți identifica ce anume din copilăria noastră ne face acum să fim în neconcordanță cu noi înșine. De ce sunt eu defect, de ce sunt eu prostul satului, de ce am rămas singur, de ce... Numai din cauza mea, a mea. Mai am o super putere. Da. Pot identifica în aproape câteva secunde ce traumă are cineva după ce îmi spune, practic, ce îi se întâmplă în viața lui. Dacă... și nu e o magie, oamenii zic, a, păi, ești vrăjitoare, ce faci, o magie? Nu, nu e nicio magie și o să explic de ce spun că pot să identific foarte ușor ce trauma are omul respectiv în funcție de ceea ce îi se întâmplă acum în viața de adult. Să spunem, oamenii vin la mine și îmi spun, Roxana, uite, m-a părăsit partenerul, sau partenerul meu mă înșală, sau nu mă bagă în seamă, nu-mi dă atenție, vine seara acasă, stă pe telefon, mă ignoră total, nu interacționăm, ne-am răcit și așa mai departe. Ok. Și auzim lucrul ăsta cumva că trebuie să mă schimb eu, nu e despre partener, trebuie să mă schimb eu. Dar ce înseamnă asta de fapt? Eu îl întreb foarte clar pe om, cum te face pe tine să te simți situația asta? Păi mă face să mă simt respins, neiubit, neimportant. Sau urâtă. Da, nu sunt destul de frumoasă, da, da, adică nu sunt destul de bună. De fapt, asta înseamnă că nu sunt destul de frumoasă, nu sunt destul de deșteaptă, nu sunt capabilă, nu sunt atrăgător pentru partenerul meu și așa mai departe, nu sunt important, nu sunt ales. Ok, și atunci, dacă noi vedem o situație și alegem prin filtrul nostru propriu să o interpretăm în modul ăsta... este percepția personală, înseamnă că mie, în interior, mi-e cunoscută, da, senzația aia, starea, da, aia. Familiară, da. Exact. Și atunci e foarte important să vedem când avem noi prima amintire legată de asta. Și eu spun asta cumva des, că rănile ne aleg partenerii. Nu ne alegem noi conștient și cumva învinovățim, să zicem, femeile care stau în relații abuzive și zicem, păi de ce n-ai plecat? Pur și simplu trebuia să pleci și... deci, nu gândești, adică nu... Și o să vedem că de multe ori aceste persoane vor să plece din relația respectivă, dar ceva le ține foarte, foarte puternic legate acolo și este vorba de un atașament creat pe traumă, pe rană. Adică, persoana care, să spunem, manifestă în viața ei, cumva în viața ei se întâmplă că mereu este abandonată, mereu este respinsă, mereu este dată la o parte sau este trădată, da, are cu siguranță o traumă pe asta din copilărie. Și atunci întrebarea firească este, când în copilăria mea m-am mai simțit exact cum mă simt acum în relația cu partenerul meu? Acum am înțeles exact ce vorbeam cu Roxana ceva mai devreme. Roxana este un om care studiază și care folosește știința pentru depistarea traumelor. Exact ce am auzit cumva și mai devreme. Vorbeam despre faptul că o traumă poate reveni și ne poate otrăvi existența prin simpla ei prezență. Putem să scoatem trauma din viața noastră odată identificată cu ajutorul persoanei de lângă noi? Asta e o întrebare foarte bună, pentru că, de fapt, toate persoanele din viața noastră ne sunt oglinzi sau sunt ca niște umbre. Noi nu ne putem supăra pe ei, pentru că ei doar ne reflectă înapoi ceea ce se numește, și cumva eu am adus în România conceptul ăsta de concept de sine sau povestea mea despre mine, ce cred eu despre mine, imaginea de sine pe care eu mi-am format-o în urma ceea ce mi s-a întâmplat. Și atunci, sigur că relațiile noastre pot să fie niște profesori și partenerii noștri pot să ne fie niște profesori foarte buni care să ne învețe, uite, mai ai de lucrat la faptul că nu te simți suficient de important să fii ales, uite, mai ai de lucrat la faptul că nu te simți suficient de bun ca cineva să rămână lângă tine, ca cineva să-ți acorde atenție și iubire. Pentru că asta ne face să ne simțim tratamentul pe care îl primim de la oamenii din jur și cumva credem că e despre ei. Nu, trebuie să se schimbe el. Nu, ce spune despre mine faptul că sunt în această relație cu un partener care, să spunem, este abuziv sau mă înșală sau mă minte sau nu mă alege? Păi spune că probabil nu mă simt suficient de bun să primesc iubirea. Când m-am mai simțit așa? Și atunci mă învață partenerii mei. Nu înseamnă că dacă relația acum nu funcționează neapărat trebuie să o rup, trebuie doar să schimb în mine ceea ce creează aceste probleme, aceste tipare. Le spunem tipare pentru că se repetă. În mine un tipar? Da, păi în primul rând trebuie să identific pe cât posibil care sunt aceste convingeri pe care le am despre mine, adică ce concept de sine am eu. Cred că nu-s destul de bun, cred că nu merit, cred că nu valorez, cred că voi fi abandonat de toată lumea, cred că toată lumea mă respinge. Când m-am mai simțit așa și atunci mă duc și găsesc experiența sau experiențele sau toată copilăria poate a fost sub forma asta și apoi există unelte, există tehnici pe care eu le ofer, unele și gratuite. Pe social media oamenii mă pot găsi sub numele de Roxana Borz peste tot și ofer acolo foarte multe unelte prin care practic mergem pe amintire și o ștergem sub o formă sau alta. Și sunt două moduri de a o șterge. Fie îmi imaginez că s-a întâmplat altceva ca eu să mă simt altfel, pentru că trebuie să înțeleg că doar în mintea mea e acea amintire, nu mai afectează pe altcineva, ci doar pe mine, doar eu sunt singurul afectat de această amintire. Sau accept, dacă nu pot să dau un alt final poveștii, că m-a durut prea tare și oamenii cumva simt nevoia asta, nu, cineva trebuie să plătească pentru cât de mult am suferit eu. Nu pot să renunț, să revizuiesc, să șterg, pentru că cineva trebuie să plătească. Ok, încă n-am ajuns la iertare, nu forțăm iertarea, acceptăm atunci că s-a întâmplat situația aia. Unele lucruri sunt mai grele de acceptat, nu știu, abuz sexual sau... accept, nu că sunt de a accepta nu înseamnă că sunt de acord cu abuzul, ci înseamnă accept că s-a întâmplat. Nu îmi place că s-a întâmplat și nici nu sunt de acord și nici nu aprob, dar accept că s-a întâmplat. Și apoi îmi dau seama că dacă mă duc și mă conectez cu acel copilaj mic de la 3 ani, de la 5 ani, de la 9 ani și mă uit la el în ochii lui, îmi imaginez pur și simplu ca un exercițiu. Îmi dau seama că acel copilaj în niciun caz nu era cazul să se simtă insuficient de bun, cu siguranță era important, cu siguranță era valoros, chiar dacă tata pleca, chiar dacă mama îl certa, chiar dacă era comparat, el era valoros, el era și atunci important, el era și atunci destul. Și atunci, practic, se schimbă în mine, pentru că totul e în interiorul meu. Da, exact, și în subconștientul meu, în partea pe care, de care nu sunt conștient, practic, asta e mentalul subconștient. Se schimbă acel dialog, acel fir epic, acel scenariu de film după care cumva se juca viața mea până acum. Și atunci, din momentul prezent, pot fi liber să îmi asum responsabilitatea asupra vieții mele și să o schimb, să o transform. Nu este o magie, nu este nimic. Deci asta este reprogramarea subconștientului meu, ca să spun așa, ca eu să am altă viață, altfel de relații. Și atunci ce o să văd este că oamenii din jur se schimbă și mă tratează diferit când eu încep să cred că sunt valoros, că merit, că sunt important, contez, sunt destul de bun și așa mai departe. De ce oare oamenii, odată ajunși într-o relație, încearcă să-l schimbe pe celălalt? Pentru că e mai ușor să crezi decât să te schimbe tine. Da, adică hai să ne uităm cât de greu ne este nouă să ne schimbăm noi pe noi. și avem terapeuți, avem exerciții, avem cărți, trăim în era în care se vorbește, Doamne ajută, despre aceste lucruri. Părinții noștri nu aveau asta, bunicii noștri nici atât. Dar totuși ne este greu noi să ne schimbăm pe noi și atunci ni se pare că partenerul îmi fură mie șansa la fericire, pentru că de ce nu te schimbi tu? Păi el nu o să se schimbe niciodată cât timp tu nu te-ai schimbat, pentru că el se comportă așa deoarece te reflectă pe tine. E o oglindă. Da. Schimbă-te tu ca să se schimbe el. Adică, vezi cum te face să te simți, vezi dacă ai o traumă pe asta, te-ai mai simțit așa vreodată, lucrează acolo, există metode, există... Eu a trebuit cumva singură să trec prin procesul ăsta, mi-a luat 10 ani, dar mi-am dorit, misiunea mea în viață e asta, să ajut oamenii să nu mai sufere și să primească o metodă, niște pași clar de făcut, foarte simpli, prin care și ei să schimbe asta și să vindece din interior trauma și să se iubească pe ei, să creadă că-s destul de bun. Și atunci totul e despre mine. Trebuie să mut focusul de pe celălalt, chiar dacă e greu. Și știu, lucrez cu oameni care au parteneri dependenți de alcool, care, să spunem, nu-i dă atenție ei sau copilului și o doare, dar a avut un tată la fel. Și atunci ea, e foarte important să înțelegem asta, că noi, inconștient, din 1000 de oameni, vom alege pe cel care mă poate răni în modurile în care mie mi-este familiar să fiu rănit. Da, și să percep iubirea. Iubirea cum am perceput-o? Am perceput-o din relația cu mama și cu tata, care erau zeități în lumea mea. Mama și tata erau felul cum înțeleg eu iubirea, relația cu banii, relația cu lumea. Și atunci dacă acolo, în loc să primesc ce are nevoie orice pui, de la orice pui, nu știu, de mamifer până la om, și anume iubire, armonie, sentimentul că sunt important, că sunt valoros, s-a întâmplat ceva și s-a produs o ruptură în acel atașament și primii 3 ani sunt foarte importanți. Da. Dacă ai primii 3 ani, dacă ai acolo, ai făcut ce trebuie, poți să te relaxezi. Dacă nu ai făcut ce trebuie, vei avea cumva de reparat relația aia mult timp după. Dar e ok, adică avem unelte, nu e o tragedie, învățăm. Numai că relația cu mama și cu tata, trebuie să înțelegem că pentru mine ei reprezintă iubirea. Ei sunt iubirea. Cum și partenerul meu, el nu este... nu știu, Gigel, Ionel, Maricel, el este iubirea pentru mine, dacă e în viața mea și eu îl percep ca partenerul meu. Și atunci ce mi-a făcut mie iubirea în copilărie? Iubirea m-a abandonat, iubirea m-a respins, iubirea m-a făcut să simt că nu sunt valoros, iubirea m-a trădat și mă compara cu altcineva, pierdeam iubirea în detrimentul altcuiva. Părinții noștri săraci poate nu știau că ne fac asta, nu e despre a da vina pe cineva. Fără îndoială. Dar spuneai mai devreme că nu e obligatoriu să pleci dintr-o relație toxică, ci să o înțelegi, să o analizezi și să o îmbunătățești. Deci nu este obligatoriu. Acum, trebuie să tragem o linie aici, trebuie trasată o limită. Dacă e o relație abuzivă în care eu nu sunt în siguranță... Asta e cu totul altceva. Nu am cum să stau și să afirm, sunt iubit, sunt important, sunt valoros, sunt bine, în timp ce celălalt mă lovește sau mă jignește. Nu, ok, plec, mă duc într-un loc în care sunt în siguranță, lucrez cu mine și, nu știu, voi alege poate pe altcineva mai bun, un partener cu care să am o relație sănătoasă. Dar dacă sunt alte lucruri, acelea pot fi lucrate, pentru că toate relațiile mele oglindesc conceptul meu de sine, format în 0,7 ani în copilăria mea. Și atunci tot cu mine trebuie să lucrez. Și asta cumva sună ca și cum dau vina pe mine, dar nu este despre asumarea vinei, ci despre asumarea responsabilității. Și uite, așa am înțeles noi de la Roxana Borz, că putem să învățăm să lucrăm asupra noastră, că oamenii se pot schimba în ciuda lucrurilor pe care le știam noi. Nu se schimbă nimeni niciodată. Uite că se schimbă. Avem uneltele cu care să facem asta și pe Roxana care să ne ajute. Mulțumim tare, tare mult! Și eu mulțumesc!